se gândă la prostituia. Nu cred, a fost asupărat pe mine. Hai fui, alege poză. Salutare toată lumea și bine v-am revestit la un nou clip super, 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 super special, cum este de altfel fiecare clip pe care îl fac alături de iubita mea frumoasă și iubita mea pe care o știe absolut toată lumea, Bibi. Bună! Astăzi o să facem un clip super, super extrem de tare pentru că... O să fie super, super, super mișto! Nu, asta puiu! Atunci de ce? Pentru că astăzi o să facem al doilea test al relației, dar nu o să fie chiar testul relației, cum a fost și primul test, care am văzut că v-a plăcut extrem de mult, pentru că astăzi suntem la peste 700.000 de vizualizări. Vă mulțumim, super, 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 super! Wow! Și chiar mă întreb, iubire, dacă vreodată o să reușim să batem recordul de like-uri pe care l-am făcut la clipul ăla. La vlogul ăsta. La vlogul ăsta? Da, sunt adică sigur. La vlogul ăsta să facem undeva la peste 80.000 de like-uri? Da. Crezi tu? Da. Niciodată pe mine când zic eu, hai să apăsăm pe butonașul de like, nimeni nu mai ia seama, frate. Atunci zic eu, apăsați pe butonașul ăla de like chiar acum, ca să-i arătăm lui Antonio că depășim primul vlog pe care l-am făcut împreună. Clipul anterior a strâns cu noi, a strâns undeva la 35.000 de like-uri sau 40.000, așa că foarte multe like-uri. Vreau să strângem peste 80.000 de like-uri, așa că bubuiți acolo butonașul de like. Și vă mulțumim pentru susținere. Astăzi, după cum spune și titlul, o să facem cea mai originală idee din lume. M-am uitat și pe YouTube și nu există acest test. Nimeni niciodată nu l-a făcut. Așa că, dacă o să-l vedeți în România, o să intre răutatea acum în oasele mele. Așa că, dacă o să-l mai vedeți în România, cu siguranță e copiat de la noi. Nu dați dislike. Nu dați dislike, puteți să nu apăsați mai niciun buton. Guys, înainte de a începe acest clip, nu uitați să intrați pe www.boosteroid.com. Este cea mai tare platformă de gaming unde jocurile se pot juca online pe browserul vostru fără mai fi nevoie să descărcați acele jocuri. Este absolut genial și nu aveți nevoie de vreo configurație de gaming. Totul se întâmplă online pe browserul vostru. Puteți să vă jucați orice joc vreți voi. Absolut orice joc. Și mai nou de atât, puteți să vă jucați jocurile voastre preferate de pe calculator direct pe telefonul vostru mobil, adică nu mai aveți nevoie de vreun calculator ca să vă jucați jocurile care dedicați să joacă pe calculator. Intrați și voi chiar acum pe www.boosteroid.com și încercați cea mai nouă experiență. Link în descriere. Astăzi o să facem testul geloziei, pentru că vrem să vedem cât de geloși suntem. Exact. Băi, noi nu suntem foarte, foarte geloși. Bine, glumesc, suntem geloși, pentru că mie mi se pare că dacă într-un cuplu nu există gelozie, înseamnă că nu ții la persoana respectivă, că nu o iubești. Nu există iubire dacă nu există gelozie, da, chestia are. Da, exact, dar în același timp noi avem foarte, foarte multă încredere unul în celălalt, deci nu ar avea de ce, adică gelozia apare la noi, dar apare pe moment, după ne trece foarte, foarte rapid, nu e... Pentru că există și încredere. Da, avem foarte multă încredere unul în celălalt. Nu mai ai și puțin încredere. Hai să începem. Ok, guys, eu am selectat undeva la 10 poze cu băieți foarte, foarte mega sexy. Adică, ce vreau să vă zic eu vouă? Pătrățele, tăia care mișcă de-n țâțe. Adică, nebun de-aia cu umărul de zici ca o armură plus 9 pe ei. Nebun e maximă, adică băieți de-aia giugiu cu ochi albaștri, ochi verzi, ochi căprui. Așa, adică dăștia așa, bombardier de-aia, model, artiști, actori. Deci face rău cu mâna lui. De toate nebunelile. Iar eu am ales 10 poze cu 10 tipe, bombă rău de tot, beton, cu un costum de baie, mai hâț, mai o adaie. Iar până la finalul acestui clip vrem să vedem dacă trecem cu succes testul geloziei. Adică dacă reușim să ne păstrăm calmul și să nu devenim geloși. Chiar sunt curioasă dacă tu o să treci de testul ăsta, că... Na. Eu, orice test și orice de-asta, cu încearcă să nu spui, încearcă să nu faci, încearcă să nu, să nu, să nu, să nu, unde am și 100 de vieți, eu îl pierd. E inevitabil să nu pierd. Da, e o diferență, dar în acest clip, e vorba despre mine. Dar în acest clip ești și tu și noi suntem niște competitivi, foarte competitivi și nu o să mă las învins, dacă știi ce vreau să zic. Da, dar gelozia, poate o să te învingă gelozia. Te iubesc foarte, foarte, foarte mult și știi asta, deci gelozia ea o să fie pe măsură. Hai. Ok, bine, primul băiat la care vreau să reacționez este acesta. Ochi albaștri, curlianței, un pic de mușculete acolo de porc.
ochii sunt frumoși. Okay. Ochii sunt foarte frumoși. Mie îmi plac ochii albaștri, că mami are ochii albaștri. Okay. Dar nu neapărat la băieți. Okay. Dar, nu știu, are... Nu mă atrage pe mine fața atât de tare. Super tare. Na, ce fericit ești! Dar eu chiar sunt sincer, adică... Trebuie să reacționăm sincer la poza pe care o vedem. Da, normal, nu să... Nu favoarea ta ca să nu te faci gelos. Nu, foarte sincer, foarte sincer. Ochii sunt drăguți, dar nu știu, nu... Parcă timp ție așa de mister Bani. Stai, dați-mă că comentează, începe! Parcă nasul așa baby, mai strâmb. Am zis că nu-mi place. Am zis că nu-mi place. Are alunițele alea pe corp, dar zici că e... Gata, gata că am zis că nu-mi place. Prima fată la care vreau să reacționez. Așa. E tipa asta. Ochi albaștri, cred? Blondă, băi, ochi albaștri? Băi, sincer... Are genele... Băi, nu vreau să par așa, gen... Ai că nu vreau eu să... Sau că vreau să fac geloasă pe iubita sau că nu vreau să fac geloasă. Dar tipul asta chiar nu-mi place. Și îți spun și singur... Credeam că zici chiar îmi place. Cum e tip? Gen e Barbie, așa. Singurul lucru care nu... Deci, în primul rând, e foarte... Gen... Să aducă cineva coșul de gunoi, că avem o plastificată aici. Baby. În al doilea rând, are ochii foarte, foarte distanțați. Nu știu dacă observi. Are ochii... Da. Vezi? Uite cum are ochii. Să moară Jacksona, zici că de la Constanța la București ochii, așa are distanța. Serios, gen sunt foarte, foarte distanțați. Și are fața foarte, foarte mică, așa. Adică și tu e față mică. Dar la tine ochii, nasul și gurița sunt puse așezate perfect, știi? Gen la mijlocul feței. Ea are fața așa, nu zici că a tunjit-o cineva. Nu, nu-mi place, serios, sincer chiar nu-mi place. Nici n-aș avea uite, de ce. Uite, are și codiță așa drăguță. Nu-mi place. Mult fond de nu-mi place, serios să spun că nu-mi place. Următorul băiat pe care vreau să ți-l dau este nimeni altul decât și regătită. Uh-huh. Acesta. Cum ar fi să zic eu pe tipul ăsta, știu. De pe Instagram. Din România? Nu, e din... Ai scăpat, prietene, că... Și mi se... El mi se pare simpatic, dar în poza asta nu-mi place. În poza asta mi se pare că are dantura foarte dubioasă. Nu poți. La corp arată foarte bine. Și care arată bine, că... Dacă se încurează picantul acum, s-a terminat. Nu cred. Dar în poza asta nu-mi place. Poate dacă alegeai altă poză... Nu pot să cred. Nu, serios, chiar vreau să zici de unul. Chiar vreau. Să zici de unul, mă, ce frumos, nu știu ce, chiar vreau. Păi, dar nu ți-am zis de asta și început să-i zici, ce arată-mă bine la corp, ce, că eu... Nu pot să cred. Tu le-ai ales cu astea cele mai urâte. What? Sunt drăguțe. Cum e urâtă asta? E urâtă? Nu le-ai urâte. Zici că e o thailandeză din aia. Dar nu le-ai urâte. Dar nu e urâtă, mă. Uite, vezi? Care nu e urâtă, mă, cu dinții. Nu e genul tău. Nu că le-am ales eu. Are dinții ăștia, zici că e castor, să moară Jacksona și nasul. Nu pot să mai zic. Chiar e foarte urâtă. Nu-mi place. Dar nu le-am ales eu urâte. E bine că am ales tipe din străinătate și tip din străinătate, ca să nu ofensăm persoanele din România. Următorul băiat este acesta. Mamă, s-a terminat cu ăsta. Ma, baby arată bine rău de tot la corp. Da. Pui chiar arată bine la corp. Da. Fața nu. Nu mă, așa rău. Alo, vulgarizarea? Și-a umflat băiatul ăsta tâțilii. Dar la corp chiar arată și cu ceasul ăsta, mamă, e... Da, luat în piață de la Gigel care vine cărți în piață. Dar de unde știi tu? Bine, fetelor, spuneți-mi voi în comentarii, chiar arată bine tipul ăsta la corp? Mm. De ce răzum, Ghirei, ești stresat? Nu-mi place. Hai, iubirea mea! Ce-ai zis, că nu-ți place? Mai așa, nu-mi place, e urât. Păi tu trebuie ție să-și placă, mie trebuie să-mi placă. A, ție, a, hiuga! Oricum n-am pot să fiu gelos pe umflatul ăsta aici, zici că a luat toate... Zici că a luat toate... Nu sunt gelos. E tu-ți rozi unghiile. Păi, dar tu ți-l-ai roz. Da. Nu cred că s-a supărat pe mine! Hai, fui, alege poză. Hai, alege poză. Acum, oricare ar fi, zice. Hai, bine, eu zic. Asta. Mamă, asta e beton. E nebunie cu ea. Păi are ochii albaștri, chiar e drăguță. Dar n-are ochii albaștri, are ochii verzi. Sunt un albastru foarte deschis. Sunt un albastru, da, chiar nu, e frumoasă. E și ciocolatia așa la ten. Îl cunoaște pe față, nu-i place absolut deloc, dar o spune intenționat. E
e frumoasă la față, n-ai cum să zic, la față chiar e frumoasă, acum să fim serioși, chiar e frumoasă, dar nu-mi place părul și... De ce că e codiț, uite că al meu. Domnul, dar ai venit fata mea de la pește cu pălăria aia, hai, dă-mi alta, pui, dă-mi alta, dă-mi, dacă-ți dau eu alta, că nu-mi lași să moară, așa să mai urâte. Așa. Iar pe Justinel. Iar pe Justinel, iubirea mea, și comentează-l pe Justinel, ia uite-l, are kilo de la Calvin Klein. E nebunie cu el. De Justin îmi plăcea foarte, foarte mult. Ai grijă ce zici, că sunt hate. Nu îmi plăcea de Justin niciodată. Hate, no offense, I know because you watch our vlogs, dar don't offense, no problem. Da, de Justin mi-a plăcut foarte mult în perioada aia, 17-18 ani, dar după n-am, mi se pare că nu e genul meu, nu. Aude. 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 Cascada Niagara cu păr aici. Nu, te rog, ia, te rog, mi se face rău. Are păr la buric. Hashtag păr la buric în comentarii. Mamă, Justinele, la câți bani ești, câte Lamborghini ai, cumpără spațiul un bic. Ia, mi-ai lăsat cu zoom. Uite, următoarea, ca să nu zici tu, ți-am ales o fată în costum de bar. Da. Altceva. Da. Da, e nebunie cu asta. Mami, e 20 de kg cu televizor în brațe, să moare de axană. E slabă. Îmi place și părul, e aranjat. Chiar place, nu, serios, chiar e o fată destul de drăguță. Dar la față, săraca, e plastificată rău de tot. Săraca. Iubirea mea, doamne, și tu niște fete care nu sunt mai naturale la față, nu așa plastificate. Da, corp la corp e ok, de ce da. Să zic nu? Îți place? De fapt, ai arătut și tu un băiat, te rog. E și mai schiloadă, nu știu, dacă mai pune niște sarmale, yeah. Sunt grașe. Și îți place? Nu știu, ce să zic. Poate da, poate nu. Păi spune! Da, mi-ar plăcea, dacă s-a îngășat un pic așa. Păi de ce nu-ți place slabă? Mm-mm. E prea slabă. Ia uite, iubire. A? Ia uite, iubire. Mamă, cu 3 dai, ai venit așa. S-am dat 3 direct, că-ți mai dat, mai așa mai, nu? Sunt... Nu știu dacă toți sunt de pe TikTok, dar tipul ăsta e de pe TikTok. Da, tipul ăsta cu Andorra, cu mine, mi se pare cel mai ok. Ăsta să moară de axană, are pătrățele de la foame. Cred că nu i-a mai dat masă de mâncare. Da, mie de asta mi se pare, asta așa... mi se pare cel mai da, dat. Ăsta și-a făcut în cap cărare de păduchi, are autostrada soarele acolo. Da, mă lași să zic, eu n-am zis de arare, dar te-am lăsat să comentez. Scuze-mă, comentez de aia, băi, scuze. Păi nu, chiar sunt drăguți băieții, sunt foarte drăguți. Da, da, da. El arată, el comentează. El arată, el comentează. De ce nu roz unghiile? Nu, eu nu roz unghiile. Eu nu roz unghiile. Zic de băieți, că sunt drăguți. Nu roz unghiile, eu mai mult ciobanii. Uite, tipa asta chiar e foarte drăguță, e și o actriță, tipa care joacă în Friends with Benefits. În Friends with Benefits, mamă! E bătrână rău de tot. Nu, e da, bătrână. Da. E bătrână, nu da, e frumoasă, iubire. Da, e așa păpușică. Așa, e mică, așa. E și fățuca aia, așa, cu pomeții aia, mom, da, machiată, frumos, păr lung. Are fruntea aia de să moară Alexandra, zici că e Henry Conda. Și fața aia așa, are bărbia aia prea mică, așa. E fix uite așa, e fix uite așa. Ți-ar plăcea să fiu geloasă, nu? Mm-hmm. Ți-ar plăcea să fiu geloasă? Nu. Nu? Chiar nu. Da, acest ce să zic, e ok. Te-am cunosc foarte bine pe mine. E ok. Da? Ia, iubire, ia-l pe Afronitu. Ia-l pe Efronitu, ia-l pe Efronitu, ia. Al pe Afroditu, mai bine zis. Întotdeauna mi-a plăcut de el ca și actor. Da. Îmi place foarte... Ce, măi? Da, iubire, și mie mi-a plăcut ca și actor. Și încă îmi place. Mi-a plăcut. Mie încă îmi place, îmi place foarte mult cum joacă, dar are foarte mult păr pe... corp. Asta mai am să zic, să mor, ieși cu ăsta la întâlnire, dai întâlnire cu gorila. Să mor, începe facerea la tine. Zici, mamă, sunt la grădina zoologică aici. Eu sau el? Spune-ți voi. Oricum la final o să zică lumea în comentarii, toată lumea o să zică de tine că ești geloasă, de mine, de mine nu o să zică nimeni. Eu nici n-am comentat, n-am zis nimic de fetele alea. E foarte, e și bine lucrat, dar are foarte mult păr pe corp și... Cred că e naș cu Justin Bieber.
Ce rău ești. Bă, băieți, vă trimit-o pe-n curier, că avem aici la noi, la România, avem bicuri de-astea șmechere, să vă dați și voi pe pie, băieții mei. Sau dacă nu, vă iau mașină, mă, că vă cunosc, ce naiba. Și? Mamă, să moară Jaxana. Fata mea, ai fost la librărie să ții marcă, să-ți dea la pârșene. Să mor. Nu pot să cred. Da, e drăguță. E foarte frumoasă. Da, mă, nu, e nici așa măcar că... nu încerc să-l fac gelos, încearcă pe mine. E așa. E drăguță. E. Îmi place, mă, îmi place. Oricât așa, da, ținând cum gătesc tu gelozie, încerc și eu așa un pic să empatizez cu gelos, gen să empatizez așa ca să o fac geloasă, dar nu. Da, pot, da, vrei să ne facem geloși? Nu pot. Vrei să ne facem geloși? Ha? Nu pot, că nu-mi place, nu, pentru că în ochii mei oricum. Hai să ne facem cea mai frumoasă, cea mai perfectă fată va fi întotdeauna iubita mea. Ah, bine, nu mai pot să-l fac gelos acum. Că vă zura drăguț, cum mă, că să-l fac gelos. Hai să-ți amintim acum. Ia zi iubire pe asta, a? Dar de ce mi-a râs de ăștia, frate, vreau să-mi placă și mie de unul. Hai iubire, uite ce pârșcenă are. Păi da, fix asta vreau să zic. Nu, arată-mi altul, pe ăsta refuz. Nu iubire, ți-am arătat deja. Mi-arăți altul, nu vreau să-mi placă. Ți-am arătat deja. Păi a rămas fără băieți. Nu e adevărat. A, uite, îi știe, mă, cred că s-a uitat în telefon. Ia zi iubire. Ia zi de pe asta. Ăsta îmi place mult. Ăsta, știi că ți-am zis că eu n-am avut crush și că urăsc termenul de crush așa. Nu că a fost crush. Eu urăsc termenul de crush și nu că mi-a fost crush. Nu mi-a folosit în viața mea. Dar a fost crush mea, adică nu, când era mai mică. Mă, îmi plăcea maxim de el. Acum un an. Baby chiar e foarte frumos. Fetelor, spuneți-mi voi în comentarii. E foarte, foarte frumos. Are un zâmbet și e foarte carismatic. Și ca actor, da, îmi place ăsta chiar. Asta vorbesc serios și nu e că e de gelozie sau ceva. Dar ăsta chiar îmi place foarte mult. Da, și mie. Ăsta chiar, zi tu, mamă, e frumos ăsta? E frumos. E frumos ca din... Yes, baby. Băi, ce bun să păstrați la final, mă, știți cum e vorba aia. Da, asta chiar e drăguțică și îmi place și make-up-ul. Chiar e un make-up reușit și e așa simplistic, așa nu e așa, e naturală. Buzele, da, sunt puțin cam injectate, dar hai să ne prefacem că e tot ok. Da, e frumușică, de ce să zic nu? E frumușică, e brunetă, ochi verzi, e... Sunt doi căprui toată ziua. Căprui pe verde, e un căprui verzui. Da, e drăguță, chiar îmi place. Nu? E frumoasă, nu? Mhm. E frumoasă, nu? Da, chiar e frumoasă. Mie îmi place de Madison Beard, că o cheamă, nu știu exact. Beard, e hâț. Mamă, ce am zis că e frumoasă. Hai, lasă așa să fie, să treacă cu mine. Da, mă, e frumoșică. Da. Și cam acesta a fost vlogul. Sperăm din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să lați un share pe Instagram dacă v-a plăcut. Să dați acolo multe, multe, multe like-uri și comentarii. Să spuneți în comentarii cine credeți voi că a fost cel mai gelos în acest clip. Ea a fost iubita mea, Bibi. Eu am fost Antonio și până data viitoare v-am pupat. Pa! Pa!